Ziua Limbii Române este marcată în toată țara. Cu această ocazie, în capitale, manifestațiile au început de dimineață. Reprezentanții primării au depus flori în scoarul Mihai Eminescu, iar președintele Parlamentului Igor Grosu și un grup de deputați au venit cu buchete la busturile de pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt. Fiecare cetățean trebuie să-și cunoască limba română. Este o competență fără de care nu poți să te integrezi, nu poți să avansezi și așa mai departe. Este limba în care noi comunicăm, face parte din ADN-ul poporului român. O motiv în plus să ne gândim la corectitudinea, cum o folosim limba română. Igor Grosu a explicat de ce nu este posibilă schimbarea articolului 13 din Constituție despre denumirea limbii. O să mă întrebați de ce nu se pune la vot, schimbarea sintagmei. Eu totuși consider că nu trebuie să erosim, pur și simplu să bifăm că am încercat lucrul ăsta, pentru că acum voturile nu le avem, haideți să recunoaștem cum este. Deputații prezenți la manifestație au spus că cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască limba română. Limba română a fost catalizatorul independenței Republicii Moldova și e parte fundamentală a țării noastre, a moștenirii noastre, la fel de important ca toate minoritățile naționale să o cunoască și vorbitorii nativi de rusă și de găgăuză și de ucraineană. Prin cunoașterea limbii române și arată respectul față de Republica Moldova. Iar președintele Maia Sandu a scris pe Facebook: la mulți ani limba română, și a publicat poezia Limba maternă de Dumitru Matkovski. Tot pe Facebook a postat un mesaj și premierul Natalia Gavrilița. Prim-ministrul a specificat că limba română este cel mai puternic element identitar care ne definește ca națiune, care arată lumii cine suntem și de unde venim. Ea este vorbită, scrisă și cântată de milioane de oameni în toate colțurile lumii, menționează premierul Gavrilița. Felicitări pentru moldoveni a transmis ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, care a recitat o poezie în română. Dorul și limba, Grigore Vieru. Cerul e țesut din stele, luncile din floricele. Numai dorul strămoșesc din cuvântul românesc. Din pământ izvorul iese, greul din semințe dese. Iar ambasadorul Statelor Unite ale Americii a recitat versurile lui Grigore Vieru în limba ta. În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, rede un pământ. Ci doar în limba ta, durerea pot să o mangai. Iar bucuria să o prischimbi în cânt. Cu flori la busul poetului Mihai Eminescu au venit reprezentanții opoziției extraparlamentare, printre care și liderul platformei Demnitate și Adevăr. Transmitem un mesaj către guvernare, în special către Parlamentul Republicii Moldova, să modifice, dacă nu au posibilitatea să modifice Constituția Republicii Moldova, pot face modificări la legile organice, astfel încât să nu mai avem în mai multe acte normative sintagma de limbă moldovenească. Reprezentanții primăriei capitalei au depus flori în scoarul Mihai Eminescu. Limba, de fapt, este elementul definitoriu care poate îndemna la pace, liniște, la prietenie, bunăstare și multe alte valori pe care le putem obține prin limbă. În capitală, Ziua Limbii Române a continuat cu manifestații artistice cu public și scriitori. Ea este foarte importantă, dar cu regret, însuși copiii fac foarte multe gafe vorbind în limba română. Cu mare regret. După cum ne exprimăm, după cum vorbim, așa suntem. Cât mai frumos ne exprimăm, vorbim, cu atât mai frumos suntem. Asta e limba mea. Limba mea română, care am moștenit-o de la părinți. Când aveam 2 ani, de eu știam poezia lui Coșbuc, știam poezia lui Eminescu. Sunt româncă din Basarabia. Lumea e caldă, va trapua mei. Pentru limba, pentru limba mamei, Dumnezeu.